Odată cu Revelionul în aer liber, evenimentele muzicale de la Târgul de Iarnă din Deva s-au încheiat. Târgul însă, care are loc pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean, își așteaptă în continuare vizitatorii cu produse tradiționale specifice sărbătorilor de iarnă. În această piață veți regăsi în căsuțele special alocate o grămadă de produse tradiționale românești, care suntem obișnuiți de sărbătorile de iarnă. Târgul de iarnă, organizat de Primăria și Consiliul Local de Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din reședința de județ, este deschis publicului până pe data de 9 ianuarie.